atunci la 1538, cetatea suntem la cetatea Tighina. Până deja au luat-o rușii. Deja încoace, în secolul al XIX. Dar a fost cetatea turcească. Și turcii au făcut, au omenajat teritoriul acesta. Între 1705-1707, domnitorul Moldovei Antioh Cantimir, la indicația turcilor, fortifică cetatea. În rezultatul tuturor lucrărilor, iată se aducea tocmai de la Cosăuți, de lângă Soroca, acolo este o piatră de Cosăuți, este o carieră mare de piatră, care deja funcționează. Lemn se aducea din Codrii Orcheiului și au participat mii de țărani din sate, erau aduși pentru a munci aici. În rezultatul tuturor acestor schimbări, cetatea, teritoriul cetății a început să fie de circa 65 de hectare. Șanțul pe care ați văzut că s-a păstrat și până astăzi, care înconjura din trei părți cetatea, în afară de partea de este, acolo e Nistru și acolo nu era șanț, dar șanțul era. Pavat cu piatră era șanțul, nu se umplea cu apă, rolul lui era de obstacol, pentru ca să nu poată în timpul asalturilor, deci vă dați seama, el era un obstacol în timpul asalturilor și totodată